Specialiștii din domeniu atrag atenția că România a fost și este încă o țară sursă și o țară de tranzit și, în mai mică măsură, o țară de destinație. De când facem parte din Uniunea Europeană, se observă o tendință nouă în dinamica migrației în România. Din ce în ce mai mulți imigranți din Asia, Orientul Mijlociu, Africa și republicile desprinse din fosta Uniune Sovietică, oameni care înainte doar tranzitau România vizând alte destinații, decid acum să rămână la noi. Motivul: numeroasele conflicte din zonele de proveniență ale fugarilor. Sunt fel și fel de povești de migrație cu care intrăm noi în contact. Sunt fel și fel de experiențe, unele mai traumatizante decât celelalte. Oamenii sunt foarte afectați emoțional de ceea ce li se întâmplă. Din ce în ce mai mulți imigranți din spațiul estic sunt interesați de țările Uniunii Europene, astfel că și România devine țintă, iar specialiștii și ONG-urile atrag atenția autorităților asupra acestui aspect pentru a nu fi luați pe nepregătite de valul cu care se confruntă la ora actuală bătrânul continent. Să venim cu o alternativă, să venim cu o altă opțiune pe care oamenii au toată libertatea de a o alege sau de a o refuza. De asemenea, ce ne-am mai propus a fost să asigurăm servicii de asistență specifică pentru repatriere și pentru reintegrarea migranților în țările de origine. Datele oficiale arată că majoritatea migranților cu drept de ședere legală aflați pe teritoriul României provin din Republica Moldova, Turcia și China. În ultimii 3 ani, însă, tot mai mulți vin din Afganistan, Irak și Siria. Odată însă cu pătrunderea ilegală a acestora, specialiștii ridică un semnal de alarmă asupra terorismului, care nu are granițe și care necesită vigilență permanentă din partea oricărui stat.